Hei, hei, hei! Eu sunt Stephanie, este bine ați venit pe canalul meu! Dragilor, după cum foarte bine cred că vedeți, astăzi nu suntem la locul obișnuit pentru că mă aflu în deplasare, dar nu că n-am putut, dar n-am vrut să nu fiu alături de voi astăzi, motiv pentru care am ales să filmez aici. Avem de discutat, înainte să trecem la treabă, două probleme. Una, lumina, să știți că s-ar putea să se schimbe pentru că filmez la lumină naturală, ceea ce în București nu se întâmplă niciodată, dar după ce că mi-am luat cu mine camera, trepiedul, milioane și milioane de cărți și multe alte bagaje, am zis că nu mai are rost să-mi iau și luminile pentru că alea sunt într-adevăr foarte mari și durează mult să le montez, să le demontez, bla bla bla. Motiv pentru care s-ar putea, după cum am zis, să se schimbe lumina, îmi pare rău, sper că mă vedeți în regulă, acum este destul de norat. Mă aflu într-o locație superbă, unde temperatura este cu 10 grade mai scăzută decât cea în București, din București, așa că vă dați seama cât de fericită pot să fiu. Efectiv, seara dorm cu pătura peste mine, motiv pentru care dorm extraordinar și, să fiu sinceră, n-aș face altceva decât să dorm și să citesc, pentru că în 2 zile am citit 2 cărți și mai am doar 2 la mine noi, motiv pentru care dacă rămân fără cărți va trebui să plecăm urgent acasă, ceea ce nu vreau să se întâmple de altfel. Oricum, dacă totul este în regulă, s-ar putea restul verii să mai filmez de aici pentru că cred că o să mă întorc cât de curând. Să fiu sinceră, nu prea aș mai vrea să stau în București pe căldurile astea pentru că nu mă simt deloc ok. Iar cea de-a doua problema pe care voiam să o discut cu voi este că dacă vedeți vreun blănos care arată dubios prin spatele meu, să nu vă speriați, este Vasile. Vasile este un animal despre care eu n-am auzit până să vin aici, care locuiește la noi în pod și, deși este nocturn, se pare că alaltăieri a avut o insomnie și și-a făcut apariția într-o după-amiază pe aici, a rămas blocat în scândurile din spatele meu, stătea săracul chinuit acolo într-o gaură și a trebuit până la urmă să lăsăm să iasă pe afară ca să plece la locul lui. Aici e plin de aluni, ei vin să mănânce alune, până la urmă asta este, trăim în pădure, nu avem cum să ne luptăm cu toate animăluțele. Data trecută când am venit aici am avut vulpi, o să pun aici o poză cu ele, ca să nu credeți că vă mint, scuze, aveam o scamă. Da, este fetița, cățeaua care vine de fiecare dată când venim și noi la mâncare și pe care v-am arătat-o pe Instagram. Și avem o grămadă de ligioane, însemnând fluturi, păienjeni, tot felul de gândaci și alte chestii care, mă rog, vin și ele pentru că trăiesc aici în pădure și săracele, ce să le facem, până la urmă încercăm și noi, scăpăm de ele cum putem, dar până la urmă asta este. Deci, dacă vedeți furry stuff behind me, să știți că este Vasile, o să țip probabil, sper să nu fac ceva la cameră, dar să sperăm că nu vine, că e drăguț. Vasile, să fii drăguț cu noi, că noi te-am lăsat să scapi de acolo alaltăieri, deci să sperăm că nu vine acum. O să încerc să mă concentrez pe filmuleț și mai puțin pe posibilitatea de a da nas în nas cu Vasile aici. Da, după cum vedeți am improvizat și un buchet de flori fals, asta este situația, dar haideți să trecem mai departe. Astăzi este episodul 7, 8, o să scriu, din seria noastră Portrele de Autor și în sfârșit vom ajunge să discutăm despre Joël Dicker. 7? Mi se suflă în cască că e episodul 7 din Portrele de Autor. Da, am uitat să zic, doamna Annelis, sunt la răcoare, am ajuns în sfârșit să port bluzița de la dumneavoastră, vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru ea, o ador, sunt foarte mulți fluturi aici, iar eu chiar mă simt ca un fluture astăzi. Așadar, haideți să vorbim despre Joël Dicker, un tânăr scriitor elvețian despre care eu am auzit pentru prima oară acum 3 ani. Ceea ce mi se pare absolut fenomenal este faptul că Vă scuzați, am o scamă pe buză și mă enervează maxim. Așa, ceea ce voiam să zic, ceea ce mi se pare absolut fenomenal este faptul că eu am intrat în contact cu prima carte a lui Joël Dicker pe care am citit-o eu, Adevărul despre cazul Harry Quebert, la recomandarea unui abonat. Nu știu, cred că acum 3 ani, când eram eu la început, mi se pare că un domn, un tânăr, nu știu, cineva mi-a recomandat să citesc această carte, auzind că îmi plac foarte mult thrillerele. Și mulțumesc pe această cale, probabil că nu mă mai urmărește, nu știu. Ideea este că de când am citit Adevărul despre cazul Harry Quebert, m-am îndrăgostit un pic de Joël Dicker acesta și i-am citit toate cărțile care s-au tradus la noi. În pregătirea mea pentru filmuleț am urmărit câteva interviuri cu el, mă rog, cele care erau în engleză, că știți problema mea cu franceza, că nu știu franceză și nici măcar nu-mi place, dar nu știu cum se face că iată tot dau de francez. Să știți că a venit Cara la picioarele mele, dacă auziți un pf, pf și mormăit, este ea. Nu este Vasile, Vasile! Nu e Vasile. Și am urmărit, asta voiam să zic, uite, vedeți, am uitat prea multe animale în jurul meu. Urmărit interviuri cu el pe YouTube și unul care mi-a plăcut îndeosebi a fost cel făcut de Elefant anul acesta pentru lansarea ultimului său roman, Enigma Camerei 622, despre care urmează să vorbim cât de curând. Ceea ce am aflat din interviuri, pentru că sunt foarte puține informații pe net, din păcate, despre el, este un tip tânăr și foarte, foarte retras, foarte privat în legătură cu viața personală. Ceea ce am aflat despre el este că i-au fost respinse destul de multe romane înainte să dea lovitura, ca să spun așa, cu Harry Quebert și că Adevărul despre cazul Harry Quebert este cel de-al 6-lea roman, dar cel de-al 2-lea publicat. Pentru că la un moment dat o să vorbim puțin despre chestia asta, despre faptul că primul său roman nu a fost deloc un succes. A fost întrebat la un moment dat de cea care i-a luat interviul dacă i-a fost teamă de succes, dacă acest succes l-a copleșit cumva, și el a răspuns că nu, că doar i-a dat mult mai multă forță și că l-a împins să scrie mai mult, să scrie mai bine, ceea ce din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat neapărat, dar vom discuta și despre cărți la momentul potrivit. S-a născut pe data de 16 iunie 1985 la Geneva, ceea ce înseamnă că are 36 de ani. Părinții lui aveau oarecum legătură cu ceea ce face el, pentru că tatălui este librar, iar mama este profesoară de franceză, deci vă dați seama că era scris cumva să ajungă undeva în domeniul acesta. Ar fi fost un pic mai amuzant să ajungă matematician. A studiat timp de un an actoria la Paris, după care s-a întors la Geneva și a terminat facultatea de drept. În prezent locuiește la Geneva, iar primul său roman publicat în anul 2010, care se numește Ultimele zile ale taților noștri, nu a avut un foarte mare succes. Dar aici intervine Adevărul despre cazul Harry Quebert, scris în 2012, despre care vom vorbi imediat, pentru că, după cum am spus, nu am foarte multe informații legate de viața lui personală, din motivele despre care am mai povestit. Este un tip extraordinar de privat, eu îl urmăresc și pe Instagram, însă nu găsesc niciodată nimic despre viața lui privată și până la urmă, așa cum am menționat în repetate rânduri, nici măcar nu ar trebui să ne intereseze treaba asta, ar trebui să ne intereseze mai mult ceea ce scrie. Este foarte simpatic atunci când îl urmăriți în interviuri, sunt convinsă că dacă știți limba franceză o să înțelegeți mult mai multe decât am putut înțelege eu. Este un cititor înrăit, încurajează pe toată lumea să citească și probabil că nu doar cărțile lui. Este foarte, foarte simpatic, foarte deschis, foarte rânjit, ca să spun așa, îi place mult să vorbească, se vede că face toate aceste, sau mă rog, cele pe care le-am văzut eu cel puțin, că le face din pasiune, din plăcere. Iar acum vom începe să discutăm despre cărți, pentru că astăzi avem 4 cărți despre care vom povesti puțin. Prima dintre ele fiind, bineînțeles, Adevărul despre cazul Harry Quebert. Este un roman publicat în 2012 la ei, în Franța. El prima dată își publică toate cărțile în Franța, iar la noi a fost publicat în 2013, deci un an mai târziu. Acest roman a fost publicat și a ajuns, stați așa că sunt sunt obișnuită de la celălalt setup să stau cu cartea pe partea asta. Romanul a fost publicat cu ajutorul editorului său Bernard de Fallois, despre care discută în ultimul roman și o să vă povestesc exact despre ce este vorba acolo. Și a fost tradus în 32 de limbi și vândut în milioane de exemplare. Deși a fost tradus și în Statele Unite, țara în care de altfel se și petrece acțiunea, romanul a avut mai mult succes în Europa. Așadar, în Adevărul despre cazul Harry Quebert, o să las cartea aici să nu mă mai plin cu ea de colo până încolo, este vorba despre un tânăr scriitor pe nume Marcus Goldman. Acțiunea se petrece într-un mic orășel din New Hampshire, iar acesta, după ce a avut un imens succes cu primul său roman, se simte neinspirat, blocat, așa că hotărăște să meargă în vizită la mentorul său, la prietenul său și la fostul profesor Harry Quebert. Acesta locuia destul de izolat, într-un orășel și mai mic, în acest orășel despre care vorbim, pentru că s-a hotărât să se izoleze complet de lume, după ce romanul său a avut un succes enorm, vândut în milioane și milioane și milioane de exemplare. Toată lumea a fost înnebunită după acest roman al lui Harry Quebert, care se numea Originile Răului. După ce a avut acest succes, repet, enorm, Harry Quebert s-a hotărât să nu mai aibă treabă cu viața publică și să se mute într-o casă destul de izolată, pe o insuliță cumva, mă rog, o chestie foarte interesantă. Eu am spus în nenumărate rânduri cât de mult îmi plac cărțile ale căror acțiuni se petrec în orășelele mici. Ei bine, fix în acea perioadă, pe proprietatea lui Harry Quebert se descoperă trupul unei tinere de 15 ani, Nola, a cărei dispariție avusese loc în urmă cu 33 de ani, iar Harry Quebert a fost arestat ca și cum ar fi fost vinovatul. Atunci Marcus se hotărăște să investigheze toată această nebunie cu scopul de a-i demonstra nevinovăția, repet, mentorului său. În plus, investigația acestei crime devine subiectul noului său roman. Povestea este foarte întortocheată, este scrisă absolut minunat, așa cum vreau să spun în cazul tuturor cărților lui Joël Dicker. Este greu de povestit, trebuie să dai spoilere, și de la mână este greu de povestit în general, pentru că sunt foarte multe personaje și totul este foarte încolăcit, întortocheat, e totul ca un labirint literar. Motiv pentru care pot spune doar așa pe scurt despre ce este vorba. Oricum, cel mai bine este să descoperiți singur dacă vreți să citiți cartea, sau dacă ați citit-o, sunt convinsă că ați descoperit același lucru. Vasile! Ok, nu este. Ceea ce este absolut minunat este faptul că nu te prinzi, sau cel puțin eu nu m-am prins, deloc, dar deloc, cine este criminalul. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, cartea a fost scrisă cum trebuie, personaje foarte bine conturate, fiecare detaliu este important și cred că este foarte mișto să ai un thriller de genul acesta. Am revenit. Am avut niște probleme organizatorice de rezolvat pentru că făcea foarte multă gâlăgie Cara. Vasile! Ok, cred că suntem ok cu Vasile. Un lucru super amuzant despre care voiam să vă povestesc este că, observând eu ce rol important are în carte Originile Răului, romanul pe care l-a scris Harry Quebert, mi-a venit mie o idee pe care chiar i-am transmis-o lui Joël Dicker via Instagram, și anume l-am întrebat de ce nu scrie Originile Răului, și eu cred că el ar fi avut ocazia să o scrie, din moment ce în Adevărul despre cazul Harry Quebert apar așa anumite fragmente din cartea respectivă. Și mie mi s-ar fi părut o chestie foarte mișto, mai ales de PR, să scrie, stați așa că am impresia că am insect în păr, să scrie acest Originile Răului. Nu mi-a răspuns, dar, așa cum am mai menționat acum câțiva ani, în cazul în care apare vreodată această carte pe piață, să știți că a fost ideea mea. Cartea a fost transformată și într-o serie, într-o miniserie de 10 episoade, cu Patrick Dempsey în rolul lui Harry Quebert, serie care de altfel mi-a plăcut foarte, foarte mult și vă super recomand în cazul în care doriți să o vedeți. Trecem mai departe, apropo de continuări și de legări de subiecte. Eu cred că mai bine Joël Dicker ar fi scris Originile Răului. El, în schimb, a ales să îl păstreze pe Marcus Goldman ca personaj și pentru următoarea sa carte, care se numește Cartea clanului din Baltimore. Aceasta a fost scrisă în 2015 și la noi a fost publicată în 2016, deci să înțeleg că toate au fost cumva la un an distanță traduse și la noi. Și este o saga de familie, vorbind despre familia lui Marcus, în special despre tatăl său și unchiul său. Nathan, tatăl lui Marcus, care avea o viață modestă, locuia în Montclair, și unchiul lui Marcus, care s-a realizat financiar în Baltimore, devenind avocat. Atât Nathan cât și Saul au avut fiecare câte un fiu, dar Saul, sau Saul a fost cel care a adoptat aproape un alt băiat pe nume Woody, fiind foarte apropiat de fiul său Hillel, așa că cei trei veri, practic, petreceau foarte mult timp împreună în vacanță. Marcus, bineînțeles că era oarecum invidios pe stilul de viață opulent pe care îl trăiau ceilalți doi băieți și era foarte impresionat de modul în care a făcut unchiul său avere și de tot ce însemna această vacanță, pentru că mergeau în tot felul de locuri și erau ei trei băieți cucuieți care intrau în tot felul de belele și în timpul copilăriei erau de nedespărțit. Însă, odată ce au crescut, ce să vedeți, a intervenit o fată de care erau toți trei cumva îndrăgostiți. Fata asta e că am jucat puțin pe degete, mi-amintesc așa cumva din poveste că era cam dubioasă tipa, n-am înțeles exact ce voia de la viața lor. Și iată că cei trei veri intră în tot felul de belele și de aici încep să se desfășoare o grămadă de drame, pentru că au loc crime, au loc sinucideri și tot așa. Este destul de plictisitoare pe alocuri, trebuie să recunosc, dar ideea de a mai afla una alta despre Marcus, deși eu îl găsesc pe acest Marcus total diferit față de Marcusul din Adevărul despre cazul Harry Quebert. Probabil că, repet, i-a fost greu să se despartă de personaj după ce a avut atât de mare succes și a încercat și el norocul cu încă o carte despre Marcus Goldman. Acum vor trece la următoarea carte și anume la Dispariția lui Stephanie Mailer. Unde ești, mă? Uite aici. O carte imensă, Dispariția lui Stephanie Mailer, care are aproape 700 de personaje, aproape 700 de personaje, am zis bine, aproape 700 de pagini, voiam să zic. Chiar legat de acest aspect, nu mi-amintesc foarte multe lucruri din această carte, pentru că sunt atât de multe personaje și fiecare personaj spune povestea din punctul lui de vedere și este totul atât de întortocheat, încât la un moment dat, efectiv, nu mai înțelegi nimic. Povestea în sine a fost foarte drăguță, dar mie mi se pare că la un moment dat s-a cufundat sau scufundat prea mult în detalii, prea mult. La un moment dat cititorul nu prea mai ține pasul cu el și oricât de mult ne-ar plăcea lucrurile astea atât de întortocheate, pur și simplu obosim. Obosim să încercăm să ținem pasul cu povestea și cu personajele și tot așa. Fiind vorba despre dispariția unei jurnaliste, Stephanie Mailer aceasta, dar povestea începe în urmă cu 20 de ani, atunci când a avut loc într-un orășel din ăsta mic, o crimă quadruplă. Adică primarul, nevastă sa, fisul și încă o femeie random au fost ucise la o sărbătoare din asta a orașului. Crima a fost, sau mă rog, cazul a fost încredințat unor polițiști tineri, Rosenberg și Scott, care au ajuns la performanța de a aresta pe cineva. O persoană a fost într-adevăr acuzată de această crimă quadruplă. Dar iată că 20 de ani mai târziu vine această Stephanie Mailer, care anunță că are dovezi cum că ar fi arestat persoana nepotrivită. În toți acești ani, Rosenberg a devenit un detectiv de succes care a rezolvat toate cazurile care i-au trecut prin mână. Motiv pentru care, deși era în pragul pensionării, acesta nu a acceptat să se pensioneze până când nu a rezolvat și dispariția lui Stephanie Mailer. Deci, practic, după ce a anunțat că ar avea dovezi că poliția a arestat persoana greșită, a dispărut ca prin minune și de aici începem să aflăm povestea a milioane și milioane și milioane și milioane de personaje și să nu mai înțelegem nimic. Motiv pentru care ajungem în sfârșit la cel de-al patrulea roman de pe lista noastră și anume la Enigma Camerei 622, cartea publicată de Dicker în 2020. La noi e în 2021, da, deci e nouă, e nouă, de anul acesta. Este pe locul 2, după Adevărul despre cazul Harry Quebert, pentru că celelalte două au fost așa mai mult de trecere, nu știu cum să spun, parcă nu m-au impresionat așa de tare, însă această carte mi-a plăcut destul de mult. La fel sunt foarte multe personaje, la fel fiecare își pune punctul de vedere, dar ceea ce mi-a plăcut foarte mult la această carte este partea personală, pentru că Joël Dicker hotărăște să-i ofere un omagiu editorului său Bernard de Fallois, despre care am discutat mai devreme, care a murit la vârsta de 92 de ani, așa că Joël dorește să scrie o carte în care să-l introducă și pe el. Cum aflăm din interviuri, inițial a crezut că o să scrie oarecum o biografie la începutul cărții, dar după aia a hotărât să povestească mult mai mult despre el și despre viața lui absolut fenomenală în lumea editorială. Așadar, în Enigma Camerei 622 se vorbește din perspectiva unui tânăr scriitor pe care îl chema chiar Joël. Acesta, îndurerat de moartea editorului său, hotărăște să-și ia o vacanță și să plece la un hotel din Geneva, într-o stațiune montană, un hotel destul de cunoscut. El a fost cazat în camera 623 și descoperă că există camera 621, 621 bis și 623. Practic se întreabă de ce nu s-a numit camera 621 bis camera 622 și află că în urmă cu niște zeci de ani acolo a avut loc o crimă și hotărăște să investigheze crima respectivă, chiar dacă a trebuit să facă ture la Geneva și înapoi pentru că erau informații de găsit și acolo. Întâi aflăm povestea lui Macaire Ebezner, mi-așa vine să-i zic, o să-i zic Macaire, vicepreședintele unei bănci foarte puternice din Elveția, care ar fi trebuit să devină, după ce murea tatăl său, președintele băncii, însă, înainte de moarte, tatăl său a hotărât să schimbe tradiția și să implementeze o nouă regulă conform căreia președintele, actualul conducător, să fie ales de membrii Consiliului. Bineînțeles că Macaire face tot felul de stupizenii, că nu știu cum să le zic, asta a fost partea care m-a deranjat puțin, în încercarea de a-i convinge pe acești membri ai Consiliului să îi ofere președinția. Ideea este că omul acesta era atât de naiv și atât de, nu știu cum să zic, naiv, ea spune, avea impresia că poate să facă niște prostii din astea ca în filme, ceea ce se demonstra a fi total incorect, pentru că făcea numai bube, nu cum se zice, numai pui de pupăză. Și bineînțeles că până la urmă, mă rog, a dat-o în bară rău de tot și tot așa. Toată această sete pentru președinție, dorință, cum vreți voi să spuneți, este doar un paravan pentru povestea principală, care este una de dragoste dintre soția lui, acest Macaire, și dușmanul său de moarte, Lev Levovici, rival în competiția pentru președinție. Se pare că cei doi fuseseră împreună înainte ca Anastasia, ca așa se numește, să se căsătorească cu Macaire, dar între timp, mă rog, viața a fost așa o mega încurcătură, mega, repet, nici aici nu am cum să povestesc prea multe pentru că totul este extraordinar de încurcat. Ceea ce m-a impresionat pe mine este faptul că până aproape de finalul cărții, nu doar că nu aflăm cine e criminalul, pur și simplu nu aflăm cine a fost victima. Habar n-avem cine a fost ucis sau ucisă. Ceea ce mi s-a părut cumva și mai interesant, pentru că am ocnit așa toată setea asta de cunoaștere, toată curiozitatea noastră. Și, repet, mi s-a părut foarte interesant faptul că Joël, personajul, povestește despre editorul său Bernard, un om în vârstă de 92 de ani, pe care îl cunoscuse când avea 80 și ceva de ani, el avea 20 și ceva de ani, deci o diferență foarte mare de vârstă între ei, dar acest Bernard, deși au început cu stângul, ca să spun așa, a ajuns un om și foarte important în viața lui și mentorul său, pentru că la prima carte, la aia cu tații, am uitat cum am zis că se numește, Bernard i-a zis că e o porcărie practic și că nu o să aibă succes, ceea ce s-a și întâmplat, dar la Adevărul despre cazul Harry Quebert a fost foarte impresionat și și-a dorit mult de tot ca această carte să aibă succes, motiv pentru care a făcut pe naiba în 14, cum se spune, știu că nu e așa, asta e vorba, dar... a umblat mult și a reușit să promoveze foarte, foarte bine cartea. Motiv pentru care chiar a avut un succes real. Iar o chestie de culise, ca să spun așa, pentru noi cei care suntem cumva la curent cu povestile lui Joël Dicker, acesta povestește că Bernard de Fallois ăsta, Dumnezeu să-l odihnească, a respins foarte multe propuneri din partea regizorilor și producătorilor americani atunci când a venit vorba să vândă drepturile de autor pentru ecranizarea romanului Adevărul despre cazul Harry Quebert, pentru că nu i-a plăcut, nu s-a simțit el confortabil, nu i-a plăcut atitudinea sau, mă rog, și până la urmă cu chiu cu vai a fost de acord să transforme cartea într-o serie, pentru că el era de părere înainte că serialele sunt mai de duzină, așa, și că filmele sunt cu adevărat importante. După ce a văzut cum a fost adaptat romanul în serie, a spus că serialele sunt noua cinematografie, bine, asta fiind, vă dați seama, acum mulți ani, ceea ce realizăm că s-a întâmplat, pentru că se pare că serialele sunt mult mai mișto decât filmele în prezent, nu-și mai dă nimeni interesul să facă un film mișto. Iar toată partea asta în care el povestea despre începutul carierei sale și despre cât de mult l-a ajutat ca Bernard să fie mentor, a fost super, super emoționant și chiar mi-a plăcut asta, a fost o parte care mi-a plăcut. Vasile! Dragilor, acesta a fost filmulețul de astăzi. Sunt foarte curioasă dacă ați citit ceva de Joël Dicker, dacă da, ce, dacă v-a plăcut, dacă le-ați citit pe toate, dacă sunteți la curent cu ultimul său roman. Sper că nu m-am fuțit prea mult și sper că nu a fost lumina prea dubioasă, pentru că v-am zis, este naturală, asta este. Aici ba se norează, ba plouă, ba e soare, n-avem niciodată stabilitate din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumesc super, super mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Ne vedem și pe celelalte rețele de socializare. Sper să aveți o zi super, super bună și răcoroasă. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa!